Sezonul de comercializare a murilor se apropie de sfârșit în Moldova. Totuși, în piețele orășenești se mai pot găsi încă oferte unice de mure cu ridicata și cu amănuntul. Fermierii susțin că și pe plantațiile mici de mure este încă posibil să se culeagă 10 de kilograme de mure de pădure pe zi, dar puțini sunt cei care fac acest lucru chiar și pe cont propriu, mai ales în detrimentul unei munci angajate costisitoare. Deși prețul ultimelor mure este la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani, 35-40 de lei pentru un kilogram. Potrivit analiștilor de la Eastfruit, mulți fermieri moldoveni de pomușoare de pădure sunt sceptici în ceea ce privește perspectivele vânzărilor active de mure târzii, spre deosebire de comercializările de căpșuni târzii. În viitorul apropiat, unii dintre ei intenționează să înlocuiască soiurile de mure târzii cu soiuri timpurii și extratimpurii. Aparent, acest lucru se datorează secetelor mai frecvente și mai severe. În acesta, în plantațiile de mure timpurii s-au dezvoltat mai mult sau mai puțin normal în primăvară și la începutul verii. Deși precipitațiile au fost insuficiente chiar și în această perioadă, agricultorii foloseau adesea sistemele de irigare. Apoi, sistemele de irigație au fost utilizate în mod continuu, dar în condițiile unei veri anormal de calde, procesul nu a avut un efect sporit. Ca urmare, randamentul murelor cu maturitate medie și târzie nu a fost mare. Acesta este și motivul pentru care în acest an aproape că nu au existat exporturi de mure din Moldova. Doar câteva zeci de tone au fost trimise pe piața românească. În același timp, raportul dintre vânzările de mure de desert și cele industriale în acest sezon a fost de aproximativ 50-50, în timp ce în sezoanele anterioare 60-70% din recolta de mure era de obicei folosită pentru congelare și prelucrare.